Bună tuturor și bine v-am regăsit la Alina în bucătărie! Astăzi voi face stroganov de porc. Acest fel de mâncare constă în fâșii de carne prăjite la foc rapid, fie că vorbim de vită, de porc sau de pui, într-un sos de smântână. Rețeta are origini rusești, dar este cunoscută în întreaga lume, este extrem de gustoasă, se face rapid, merge de minune cu orez, cu piure sau cu paste. Haideți să vă arăt de ce aveți nevoie și cum se pregătește. Rețeta originală se face cu carne de vită, dar la fel de bine poate fi făcută și din carne de porc, așa că eu am aici 450 de grame de carne de porc. Mai exact, am 5 cotlete de porc fără grăsime. Veți mai avea nevoie și de 200 de grame de ciuperci șampinion. Eu folosesc pe cele albe, dar la fel de bine le puteți folosi și pe cele brune. Acestea vor fi tăiate în felii subțiri. Lista completă a ingredientelor împreună cu gramajele o găsiți în descrierea videoului. Iar pentru cei ce încă nu s-au abonat la canalul meu de YouTube, nu ezitați să o faceți apăsând pe butonul de subscribe și pe clopoțel pentru a primi notificare de fiecare dată când pun un video nou. Acum urmează să mă ocup de tăiatul cărnii, aceasta va fi tăiată fâșii subțiri după cum vă spuneam. Vor fi tăiate în fâșii de aproximativ 3 sau 4 cm, dar subțirele, de aproximativ o jumătate de centimetru grosime. Eu am folosit cotlete gata feliate. Dacă cumva folosiți o bucată întreagă de cotlet, pentru început va trebui să o tăiați felii, mai apoi să o tăiați fâșii, la fel cum vedeți în imagine. Iar acum că v-am arătat cum trebuie tăiată carnea de porc, dar și ciupercile, vom începe pregătirea stroganofului. Veți avea nevoie de o tigaie încăpătoare și totodată neaderentă, în care voi încinge la foc mare o lingură de ulei. În uleiul bine încins voi prăji bucățile de porc. Eu caut ca aceste bucăți să fie prăjite pe ambele părți și să nu fie năbușite, așa că le voi prăji în două tranșe, cu spațiu între ele, astfel încât să nu fie îngrămădite. O voi lăsa să se prăjească pentru aproximativ 5 sau 7 minute sau până când dezvoltă o culoare aurie. Le voi întoarce pe partea cealaltă și le voi mai lăsa alte 5 sau 7 minute până sunt bine prăjite. Focul trebuie să fie unul mare, așa că va trebui să stați cu ochii pe ele pentru a nu se arde. Carnea este bine prăjită pe toate părțile, așa că o voi scoate pe o farfurie. În aceeași tigaie voi continua să prăjesc și restul de carne, adăugând puțină grăsime dacă este nevoie. Voi proceda exact la fel cum am făcut în tura precedentă. Le voi prăji pentru 5-7 minute pe o parte, după care le întorc pe partea cealaltă, le mai prăjesc pentru câteva minute, apoi le voi scoate pe farfuria cu carne prăjită. Voi continua restul rețetei în aceeași tigaie, deoarece acolo se află mult gust, multe arome, așa că nu vreau să le irosesc. Focul rămâne mare, am pus puțin ulei, dar și puțin unt. În acesta voi căli ceapa împreună cu ciupercile pentru aproximativ 10 minute. Sau până când ciupercile își schimbă culoarea și devin maronii, amestecând constant în tigaie cu o lingură de lemn. Totodată voi pune și puțină sare și voi continua să le gătesc. Așa trebuie să arate ciupercile când sunt gătite în totalitate, voi adăuga mai apoi usturoiul, vom mai găti un alt minut cât să infuzeze ciupercile, urmând să adaug bucățile de carne prăjită, bineînțeles dacă au lăsat și zeamă, pune și zeama acolo, amestec toate foarte bine, urmând să adaug apă sau supă concentrată de pui, aproximativ 200 de ml, voi pune și piper după gust. Puteți să mai adăugați și puțină sare dacă doriți, puteți să gustați și să vedeți dacă este nevoie. Tot acum se va pune și o lingură generoasă de muștar, muștarul preferat de voi, al meu este cu hrean. Voi amesteca totul bine cât muștarul să ajungă peste tot,
Acestea se vor fierbe pe foc mediu pentru 15 minute, cât să se combine toate aromele. Puteți să semi-acoperiți tigaia cu un capac și să lăsați așa să fiarbă. Porcul și ciupercile fierb de 15 minute, așa că este momentul să adaug smântâna lichidă, dar și smântâna. Nu uitați, cantitățile exacte le găsiți în descrierea videoului. Voi amesteca totul bine, astfel încât smântâna să se distribuie uniform în toată tigaia. Din acest punct voi lăsa să fiarbă totul împreună pe foc moderat pentru 2 sau 3 minute sau până când sosul este frumos legat. Acum nu va mai trebui să adăugăm capacul, vom lăsa să fiarbă fără acesta deoarece dorim să scadă puțin din lichid. Stroganoful de porc a fiert pentru 4 minute, uitați cât de frumos s-a legat sosul. Aceasta este consistența pe care o căutăm, așa că voi lua tigaia de pe foc deoarece mâncarea noastră este gata. Ia uitați cât de bine arată totul, carnea este fragedă, sosul este bine legat, tot ce îmi rămâne să fac este să pun o mână generoasă de pătrunjel verde tocat. Această rețetă este o mâncare de confort extrem de gustoasă, dacă nu ați încercat-o, vă recomand cu căldură să o faceți, se face rapid, nu necesită multe ingrediente, este un fel de mâncare care merită din plin să fie în meniul familiei voastre. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine astăzi, vă aștept și data viitoare cu o nouă rețetă. Iar pentru cei ce încă nu s-au abonat la canalul meu de YouTube, nu uitați o faceți apăsând pe butonul de subscribe. Până data viitoare, numai bine vă doresc!